Salut! Numele meu e Luce și în continuare vreau să vă prezint două moturi pe care eu le folosesc în partidele în care vizez exclusiv crapuri. Prima este o montură pe care o folosesc atunci când pescuiesc la crape lacuri. Este o montură simplă și eficientă pe care am văzut-o prima oară la colegii noștri maghiari. A doua montură este o montură pe care o folosesc în pescuitul crapului pe Dunăre. Și o să vedeți la această montură un mic truc, o premieră, un truc pe care am fost nevoit să-l găsesc pentru a putea pescui eficient cu această montură pe Dunăre, acolo unde curentul apei este mai susținut și pot apărea anumite probleme. Dar haideți să nu mai lungim vorba și să vedem de ce materiale avem nevoie pentru a realiza aceste două monturi. Pentru realizarea acestei monturi avem nevoie de următoarele. Un monitor arcuit cu fundul plat. Acesta îl vom folosi în pescuitul pe ape curgătoare, pe Dunăre sau pe râurile mai mari unde întâlnim crapul. Un monitor arcuit cu tub antinod. Pe acesta îl vom folosi pe lacuri. O biluță de cauciuc, care va avea rolul de a proteja nodul de la vârtej. Un vârtej cu prindere rapidă. Acesta ne va ajuta să schimbăm mai repede strunele sau forfacele, cum vreți să le spuneți, în timpul partidelor de pescuit. Un fir de forfac. Aceste fire le găsiți în mai multe forme, grosimi, materiale și altele. Sunt fire destinate forfacelor pentru crab. Opritoare pe care le vom pune pe linia principală pentru a limita culisarea monturii sau chiar a fixa o, a face o montură fixă cu auto-nțepare. Și căligele. Eu folosesc această formă de călige, o folosesc de mult timp și sunt foarte încântat de ele. După cum vedeți, sunt mai multe mărimi. Aceasta este mărimea 8, 6 și 4. De obicei, în cele mai multe partide folosesc căligele mărimea 8, dar sunt și cazuri unde suntem probabil nevoiți să folosim călige mai mari, deoarece talia peștilor este mai mare și sunt destul de activi. În cazuri excepționale, putem trece pe un călig mult mai mare, numărul 4, dar sunt rare situațiile când chiar necesită folosirea acestor călige. Haideți să vedem în continuare primii pași pe care trebuie să-i facem în realizarea monturii. Primul pas pe care trebuie să-l facem este realizarea forfacului. După cum vedeți, am ales un fir ceva mai gros pentru o vizibilitate mai bună. Primul lucru care trebuie să-l facem este să tăiem o bucată de aproximativ 30 de centimetri de fir. Ținând cont că la final forfacul va avea undeva între 10 și 15 centimetri. Primul lucru care trebuie să-l facem este să formăm o buclă la capătul firului prin care vom băga opritorul care ne va ține mumeala. Ca să reușim să facem o buclă cât mai mică, putem folosi croșeta. Haideți să vedem, formăm o buclă. Se vede mai bine. Introducem croșeta prin ochiul format. Închidem siguranța. Croșetele, mai ales cele folosite de crapiști, au o siguranță pentru a nu agăța. Introducem vârful croșetei prin bucla cealaltă, prin capătul firului. Închidem și tragem ușor. Se vede, da?
tragem pentru a strânge nodul. Și o să tăiem surplusul de fir rămas în urma realizării acestei bucle. Următorul pas pe care trebuie să facem este să alegem mumela pe care vrem să o atașăm pe firul de păr. În cazul de față o să folosim două boabe de porumb. Să băgăm cele două boabe pe croșetă. Și apoi o să le tragem pe fir. După ce le-am montat pe fir, o să punem un opritor. Folosesc acum acest model de opritoare, dar bineînțeles că pe piață sunt o groază de modele. Introducem opritorul prin bucla formată. Cu ajutorul opritorului, boabele vor fi fixate. Bineînțeles că se pot folosi mai multe mumeli în diferite forme de prezentare. După cum vedeți, avem două boabe de porumb, putem pune trei sau putem pune o singură boabă. Putem pune boilisuri mai mici. Putem pune pelete. Putem pune pelete în combinație cu boabe de porumb. Combinațiile sunt nelimitate. Aia puteți dumneavoastră să alegeți ce momeală vreți. După ce am introdus boabele pe fir sau momeala care vrem să o folosim, o să introducem un tubuleț mic siliconic pe fir. Puteți vedea. Acest tub îl vom introduce cu ajutorul croșetei. Îl tragem pe croșetă. Și îl transferăm pe fir. Următorul pas este să tragem tubulețul mic siliconic pe curbura câligului. Pentru asta lipiți firul de deget ca să avem acces mai bun. Putem risca să agățăm vârful căligului în strună. Introducem încet vârful. Și astfel evităm riscul agățării vârful căligului de material. După cum vedeți, e culisant. Următorul pas este să introducem capătul firului prin ochetul căligului. Întotdeauna introduceți capătul firului din exteriorul căligului spre vârful lui, spre interior. Să-l introducem. Tubulețul siliconic eu întotdeauna îl montez pe tija căligului undeva aproape de curbură, deci îl cobor până ajunge aproape de curbură. După ce am montat tubulețul și am introdus firul,
o să reglăm distanța dintre boabe și câlig. Eu folosesc undeva o distanță de aproximativ un centimetru. Următorul pas este răsucirea firului în jurul curburii căligului. Întotdeauna începe să răsuciți firul din partea opusă încheierii ochetului. Dacă vă uitați cu atenție, ochetul este încheiat într-un punct. Întotdeauna vom începe din partea asta și nu din partea asta. Haideți să vedem. Rotim în jur de 5-6 ori. Și după aceea vom introduce capătul firului tot spre interiorul căligului, spre vârful lui. Și astfel am realizat nodul fără nod. Este un nod care se folosește la legarea căligelor de crap, în montura fir de păr. Bineînțeles, noi vom folosi fire ceva mai subțiri. Am folosit acest fir pentru a fi foarte vizibil. După realizarea nodului fără nod, cum mi se mai spune, o să facem o buclă la capătul strunei de care vom atașa forfacul de vârtej. După ce am realizat nodul de la cârlig, nodul fără nod, cum mi se mai spune, o să facem o buclă prin care o să conectăm forfacul la montură. Alegem o distanță de aproximativ 15 cm și facem o buclă. Răsucim o dată. Răsucim o dată. Și după aia mai răsucim o dată. Dacă vreți, ne putem ajuta și de croșetă. Tragem de ambele capete. Spirele să așeze bine. Bineînțeles, nu e obligatoriu să facem o bucă chiar așa mare, o putem face și mai mică. Trebuie să tăiem doar extremitatea de fir surplusul care a mai rămas. Și forfacul nostru este gata.